Ne-am întors, suntem în direct și în timp ce Moș Nicolae aducea cadouri copiilor, trebuia cineva să se ocupe și de rolul ăsta în casa Mireasa. Acum, dacă ar fi adus numai dulciuri și lucruri drăguțe, nu cred că s-ar fi interesat nimeni. Dar având în vedere că unii concurenți au primit niște nuielușe, a început ancheta. Hai să vedem cine a pus la cale treaba asta. Moș Nicolae nu a venit cu cadouri pentru toată lumea. Unii au primit exact ce primesc copiii care, din păcate, n-au fost prea cuminți. Neața! Neața! Alina, ai nuia? Dar are și ele. Dar nu e corect! Tu de ce nu ai jordiță? Păi eu sunt cuminte, tu nu ești cuminte. Trecând peste dezamăgirea unora, cine să fi fost totuși acest moș care le știe pe toate? Ela, ți-a plăcut nuielușa? Da, o voi folosi. Depinde cum. Păi are și el una. E luna, bătaie. M-am făcut eu ceva. Nu știu, moșul. Acum eu nu știu dacă la tine a pus-o Ioana sau Eugenia. Ia uite și-o tare supărat am zis, am fost că am zis că cineva după aici e supărat grav cu mine. Dar de fapt, soacră mea e. Nu știu ce ne-a plăcut. M-a dus-o întreb o soacră mea să vezi. Până să o confrunte însă în direct pe soacra Ioana, Bela s-a gândit să nu țină această informație prețioasă doar pentru ea. A fost o fată, că nuielușele știți de cine a fost puse? De soacre. Nu de soacre? Da. Deci eu am vrut să spun. Doamna Eugenie și doamna Ioana au pus? Vai, Betty! Și întrebau dimineața cine a primit nuielușe când ele știau ce au făcut. Dar Ela de ce a primit? Întreabă pe soacră-mea. Că l-ai ales pe Petrică. Nu e suficient de grav? Ce ai făcut? Și eu ce am făcut? Iar tu de ce te-ai mirat că ai primit jordiță? Normal că m-am mirat. Tu o meritai. Ei, da, meritam. De ce? Că ți-am spus adevărul întotdeauna de aia meritam. Nu, că te-ai băgat peste tot timpul. Da. Deci nu prea ai fost așa cu minte, că n-ai stat în băncuța ta. Da. Da? Că vă dau peste nas cu adevărul, de-aia merit. Vai. Că ne dai peste voi nas? Voi meritați pentru ce faceți, nu? Nu ne dai tu peste nas cu nimic, stai liniștit. Ah, las. Pe mine nu mă interesează, că nu plec cu tine acasă. Auzi tu, Mărie, cine mi-a pus nuielușe. E așa după tine. Soacră-mea. Ce soacră? Mhm. Da. Mi-a zis Gabi, mi-a pus-o și pe aia cea mai mare, cea mai cea. Și a mea e imensă. Mamă soacră, gata, care v-a să zic că dumneavoastră mi-a spus nuielușa în ghetuțe, a? Ce ți-am pus? Nuielușa în ghetuțe. Nu știu, nu știu ce mi-a pus-o. Nu știți. Moș Nicolae. Moș Nicolae, da. Mama Ioana, chiar o meritam? Merita pe vârfuță. Meritam, nu? Da. De ce? Că m-am băgat pe sub pielea lui Petrică, păi da. M-ai contrazis. Oh, e tare, stăpâne. Vezi tu astăzi. Betty! Ce ai făcut, Betty? De ce m-am strigat? Cum de ce v-am strigat? Ce se întâmplă? Ce e cu jordița aia? Mă place că eu eram un copil așa de cuminte. Dar cum ați aflat voi dacă a fost Moș Nicolae? De unde ai aflat? Păi bănuiesc și eu, nu? De ce bănuiesc? De unde știi de nuia? Păi ela cu Maria au constatat că soacrele n-au avut somn de dimineață. Nu, n-am fost singura soacră, am fost toate. Pentru tine aveam un braț, nu m-a lăsat soacră ca să ți le pun. Cum era? Sau cele mai multe? N-ai nicio problemă că îți mai pun diseară, Betty, să mai lăgi ghetele odată. Bine. Orice glumă însă are și un sâmbure de adevăr. O chestiune de percepție. La belea că nu mă întregi. Ce? De nuia. Aia. Acum dacă e de la soacră, că stai liniștită. Supăram, adică mă supărase, îmi părea rău, ziceam, fă cum, frate. Zic că acasă la mine nu mă așteaptă moșul cu nuia. Așteaptă cu brațele deschise. Abia aștept să-i spun lui Iubi. Dar înainte de asta, investigațiile continuau prin alte părți, precum o vânătoare. Doamna Ioana? Da? Cine a pus nuielele? N-am băgat, e seama. Care dintre mame? Toate astea. Da, te-am înțecat, pe acolo. Cine a pus nuielele? Eu am luat încă. Ați luat? De la Sebac? Erau și câte două.
Nu e frumos. Eu am avut. Nu. Era bine să ne pună la... Formă de glumă, da? Să ne pună la fiecare câte una ce. Ai mi-ai luat-o noia din alea două? Da. De ce ai făcut asta? A, bă, nu știu, nu știu, mă simt prost eu cu două persoane, nu știu. Dacă nu erai tu, aveam un braț, veniști tu să-mi strigi mie aici. Da, nu e frumos, mă simt eu prost, parcă, adică, mă, e glumă, într-adevăr, da. E glumă, da. Pentru tine. Bazată pe fapte reale. Glumă, glumă, da, să știm și noi. Ce ați făcut, doamna Gabi? Eu? Păi, dacă nu ziceați... Nu se afla. Nu se afla. Ei, nu. Păi cum? Uite, n-au, colegii mei n-au dat nimic, n-au văzut, n-au auzit. Mie îmi pare rău că n-am putut să o iau pe alu Alex, că i-a pus și lui. Păi au zis să fie așa un pic de, nu? Exact. Să nu fie favorizați unii și... Păi da, dar uite, Sebi și Marius n-au avut. Și dacă Sebi merita. Așa e frumos. Păi, dar dacă știi cum e, cine împarte, parte își face. Nu, doamna Eugenia, nu, da. Doamna Marga. Da. Ei oricum au avut ceva în plus față de noi, deci... Ce au avut în plus? Nu ele. O, nu ele. Ele. Păi, dar uite ce discuții au ieșit. Uite la ela ce discuții. Mi-a părut rău. Deci au luat-o personal. Cine a două? Cine a mai rămas cu două? N-a rămas nimeni. Am avut Alina și eu la 9 și 10 m-am trezit, am luat una. Haideți, doamna Eugenia, două. Doamna Eugenia mi-ar fi pus un braț dacă ar fi putut, vă dați seama. Cum eu m-aș fi supărat dacă mi-am dat seama că e vorba despre doamna Eugenia, am bănuit. De fapt, am și, îi spusesem Adelinei, zic, cred că mamele, în special doamna Eugenia, a făcut această... Domnule, acum, mai darnic, hai să Alina, vedem motivul pus. Pentru care doamna Eugenia i-a pus Alinei două nuiele. Poate că dorm prea mult. Hai să...